Ok, bine, m-am enervat, am făcut un video în care mi-am băgat toate alea în o grămadă de... Bună ziua la toată lumea! În care mi-am băgat toate alea în multitudinea de persoane care se autointitulează, nu știu cum dracu, dacă au terminat o facultate, gata, sunt psiholog. Sunt psiholog, dar nu vă spune diferențele, știi? Eu acum o să vă zic care este diferența între un narcisist, într-un narcisist, comportament narcisist, cum sunt eu, așa, și un comportament, violent, necerut, per general, necerut. Acum, mult timp în urmă, am cunoscut un tip de altfel foarte inteligent, dar abuzator din punct de vedere verbal, strict pe persoana mea. Am crezut că pot să-l ajut, nu pot să-l ajut. Deci, în momentul în care nu pot să-l ajut, asta este, mi-am asumat eșecul. Ok. Tipul este din UK. Ok. Faza este că ei nu procesează. Domnule, există niște chestiuni. Tu nu poți să ceri ceva unui om. Și tu trebuie să accepti. Narcisistul acceptă. Dacă te vede că ești ok și ești onest, narcisistul înțelege când tu îi spui că nu poți, că nu ai de unde, când există comunicare. Un narcisist caută alte soluții, un narcisist nu o să vină să-ți spună, nu o să se ducă la alte persoane din jurul tău, o să-ți spună că ai fost un nenorocit, o canalie, o jigodie penală, o să-ți ia cât de cât apărarea în cazul în care cineva aberează la adresa ta. Și să știți că narcisiștii sunt foarte buni prieteni, chiar dacă tu i-ai refuzat, chiar dacă tu le-ai refuzat comunicarea. Narcisiștii nu sunt niște persoane cu două fețe. Narcisiștii poartă mai multe măști, ca voi să înțelegeți, când trebuie să socializeze cu oamenii. Pentru că iau niște interese, știți? Și cum poți? Tu nu ai cum să te duci la un om și să începi să urli, știi, să intri într-un magazin, am venit eu, cine sunt, mare șmechere pe bascul, am așa de mare încredere, mie să-mi aduce o bere acelișa. Bă, nu, uite, un narcisist, da? În momentul în care este într-o imposibilitate, nu știu, a băut, roagă pe cineva de lângă ei să-i cumpere ceva de la bar, dacă vor. Dacă tu poți să spui nu, că nu e nicio problemă. Un narcisist nu te violentează, în spus morții mă tăje pe taru, ca și o să-mi ieși biobe. Ăla nu este narcisist. Abuzatorul verbal o să înceapă să-ți spună, știi de că ești tu, mă, văd că-ți mă refuz tu pe mine, mă. Deci îmi spui tu mie ce să fac cu chestiile care le dați în eu, dar cine te crezi tu, bă? Bici. Slut. Fucking shit. Nu. Când sunt la muncă și oamenii insistă să vorbească cu mine și ori să insiste că nu se-ți merge, că nu știu cât te provoacă, la un moment dat o să-ți răspund, o să spun că ești prost, o să încerc să-ți explic că nu este ok comportamentul, să-ți explic că este un comportament abuziv, dar la un moment dat, ca și narcisist, o să mă opresc la un moment dat, să-ți explic că tu greșești și o să te blochezi. Asta nu este un comportament narcisist blocat. Blocatul este momentul în care eu ți-am tăiat ție maiul și pe la revedere. Am considerat că nu am cum să te explice populația, nu știu, să te duci tu undeva, să mai zici cineva ceva. Eu sunt acolo la job. Tu n-ai cum să țipi la mine să mă faci în toate alea. Că tu vrei neapărat să obții. Da? Exact cum am explicat și zilele trecute, noi vrem să impunem toleranța. Nu, n-ai cum să impui toleranța. Este afacerea omului. Poți să faci un video în care tu explici că de proști ce este și de homofob și de transfob și de intolerant ce este, da, se comportă împotriva sa, din punct de vedere financiar. Poți să explici motivele de ce greșește. Poți să faci lucrul ăsta. Narcisiștii fac asta. Fac asta în mod constant. Să abuzezi un om, să-i spui că, ci mă, tu nu ești femeie, am țâțele mai mari ca tine, e mișto, că e o glumă faină, mă înțelegi? Dar tu în momentul respectiv ai stresat un om care este plătit acolo mai puțin decât tine și decât oricare altcineva, așa, care el doar își face jobul. Asta este, el își face jobul, nu e un om tâmpit.
nu ai cum să schimbi mentalitatea unor astfel de oameni. Probabil că Sodoma și Gomora, ori să, astea sunt cele două lumi pe care voi nu le înțelegeți în respectivele cărți, pentru că sunteți obosiți. Cele două lumi, nu-i așa, că nu știți să le recunoașteți, nu? Nu le recunoașteți, sunteți obosiți. Da? Voi, din ceea ce se întâmplă în fiecare zi, tindeți să le repetați, voi nu învățați nimic din acele greșeli. Și asta este mulți dintre voi faceți asta în mod constant, adică o faceți și mâine, și poimâine, și răspoimâine, și voi nu învățați lucrurile astea. Da. Eu, de exemplu, am învățat să mă apăr. Am învățat să mă apăr datorită multitudinilor de oameni handicapați, zăpătăra, mi-am făcut contracte. Mi-am luat sisteme de apărare, știu că, da, nu stau să lupt împotriva cretinopatiei. Nu am cum să lupt împotriva violenței. N-ai cum, pentru că omul respectiv pur și simplu decide să se comporte violent. De-aia se fac legi, de-aia se fac... se constată, de-aia ne punem camere de luat vederi peste tot, de-aia ne-am transformat noi înșine în SRI. De-aia ne-am transformat în SRI-ul pe care îl aveam pe vremea lui Ceaușescu, datorită multitudinei de infractori de lângă noi, mici infractori de lângă noi, pentru că, da, oamenii din dorința de a supraviețui, în loc să ceară ajutor, se comportă ca niște infractori. Infracțiune nu este când nu-ți plătești taxele, infracțiune nu este când muncești la negru, te duci în altă țară și vii înapoi cu banii câștigați și câștigi și îi pierzi, îi consumi la tine în țară cu copiii tăi sau îi trimiți prin Western Union, nu mai contează. Infracțiune este când îți tragi un cablu, una din infracțiuni este când îți tragi un cablu, de exemplu, la vecinul, când furi de pe un stâlp, când furi de la nu știu cine, când infracțiune este când tu știi că omul respectiv lucrează sau face ceva, sau știi că lângă tine e un vecin care lucrează în tură de noapte, nu contează ce face, și tu pui muzică la 2-3 noaptea, în mod exagerat și în mod constant, non-stop, fără geamuri închise. Nu. Pentru că tu nu închizi geamurile, nu închizi nici geamurile, nu dai nici ăla mai jos, nici... Nu. Infracțiunea este când la ora 12 ziua te gândești tu să-ți afișezi prezența bătând din clopot. Da? Și așa, și că de ce? Că vrei tu să termina slujba. Nu ne interesează. Infracțiune este când încerci să-ți impui punctul de vedere, când forțezi un om. Infracțiune este când încerci să-i faci rău unei persoane. Când tu decizi la un exemplu. Aia este infracțiune. Se numește șantaj. Nu știai. E șantaj. Când țipi și umbli prin casă cu un cutter, să ameni să tai firele, așa, schimbi ale chestii din astea, Doamne, frește. Bă, e mind-blowing, voi înțelegeți? Mintea mea e o minte care ea există, știți? E o minte foarte, foarte, foarte mișto și e mind-blowing. Mai blowing, frate. Da? Tu trebuie neapărat să-mi zic că zis eu. Cine ești? Ai zis tu. Arată-te o hârtie, că ai zis. Tipatul. Da, spre deosebire de tine. Eu mi-am asumat că am fost credulă. Mi-am asumat cele
lunile de zile în care am fost credulă și nu mi-am impus, într-o zi când am avut curaj și tupeu, m-am dus la omul respectiv, mi-am aflut răspunsurile, mi-am luat oamenii din jurul meu, din jurul, ca să nu mănânce căcat, ca și făcut eu cine știe ce, că acolo era mamă în cața și mâncătoria de pătăra unde am fost eu, la ultimul job pe care l-am, penultimul job, scuze, că așa era mâncătoria de pătăra, și se auzea la prânz, era horror de pătera, adică eram desenați, unul era desenat ca cea mai mare curvă masculină ever, ai înțeles, ca cel mai mare infractor de pe pământ, niște un om nenorocit și o jigodie fizică, efectiv, care a destabilizat de într-o povestire pe care vă povestesc eu așa, eu acolo vă interpretez ce făcea oia. Adică eu am pus pe cuvinte, într-o poveste, ceea ce îmi spuneau restul. Bă, dar ai văzut cum a făcut chestia aia? Mamă, e strâmbă, mă. Bă, dar tu ai făcut ceva? Bă, bă, ai venit, te-ai așezat, ai băut bere și ai început să-mi povestești și eu m-am jucat cu tine, știi? Că te-am văzut că ești prost. Da. Eu acum vorbesc de voi în public. Care vă simțiți că vă uitați la video și vă simțiți recunoașteți. Asta este problema voastră. Dar eu nu m-am dus să vă descriu la cineva apropiat din jurul vostru. Vă zic că sunteți proști. Bă, ai făcut ceva? Eu, spre deosebire de voi, am făcut. Nu m-am așteptat să primești ceva în schimb. Nu bine. Adică, eu am luat oamenii cum sunt foarte bine, nu a fost lângă mine, nu a putut, a dormit, nu știu. Nu mai cer ajutorul. Eu de la acea persoană nu mai cer ajutor, dar nici rău nu-i fac. Ați înțeles? Asta înseamnă să fii narcisist. Că nu e omul care să-ți facă rău, care nu te ameninți. Narcisistul, bă, nu ameninți. Bă, de ce mâncați căcat, mă, prin video, că am citit și eu niște chestii, niște definiții pe net. Narcisistul face drăgi ale turburi narcisistul, te ameninți. Nu, mă, narcisistă sunt eu. În momentul în care am văzut că nu se poate, așa, am luat măsuri și am luat. Care e următorul? Zădulescu. Care e numărul de telefon? Dăm cum se numește persoana respectivă, căutăm unul pe Facebook, pe undeva. Te rog eu frumos să ajutăm. Am căutat o soluție, mi-am desprins ce aveam de desprins, ce nu s-a putut desprinde, am mers mai departe. Le-am spus că nu știu ce se întâmplă, dar e o problemă. Treaba voastră este viața voastră, cum vă desenați, așa o aveți. Cum vorbiți de restul oameni. Ca acel om, dacă îl văd, pentru că a mințit și m-a indus în eroare, probabil că o să-i dau două palme, asta este treaba mea. Dar când vreau să-i dau două palme, nu mă să-i le dau. Îl întreb dacă pot să-i dau. Vă jur. La fel, dacă se apropie de mine, eu consider că dacă se apropie de mine, știe deja că eu trebuie să-i dau două palme și o să întreb dacă pot să-i dau două palme. Așa știu că acel om stă departe de mine. Am oameni pe care se știe clar că nici n-ar fi bine pentru că au fost violenți, mi-au făcut cunoștință cu niște oameni violenți din familia lor, neștiind că sunt în halul ăsta. Că tu nu-ți expui, frate! Tu știind, tu nu știai ce ai acasă? Tu nu știai că soțul tău e violent? Păi nu mi-ai făcut cunoștință, mă, tătică, cu oamenii. Nu mi-ai făcut cunoștință cu oamenii dacă e violent. Du-l la psihiatru, la psiholog. E violent. Ce crede? Crede că oamenii din jurul lor sunt niște monștri. Tu ce crezi? Că oamenii din jurul tău pun microfoane peste tot. Ce ești? Paranoic. Unde te duci? La psihiatru. Tu nu ai ce să cauți socializând printre oameni, fiind paranoic. Ești ilogic. Ești irresponsabil. Nu-i confundați pe astfel de oameni care sunt paranoici, violenți, cu narcisiștii. Ce v-a făcut, frate, dacă un om a ieșit din bunkerul lui și a ieșit afară? Eu te întreb. Bă! Dacă, Doamne ferește, sunt pe jos, te întreb dacă pot să mă ajut să mă ridic. Dacă nu, să știi că nu urlu după tine. Tu-s morții, mă, tijec penal, băga mea aș pula morții și în familia și în sănătatea lui măta.
cum fac alții, că nu m-a ridicat. Nu-i nicio problemă, stau acolo, mă aduc dacă mă ridic bine, dacă nu. Dacă găsesc 3 lei, să te rog să mă ridici bine, știi, e o cumpărare. E un serviciu pe care eu îl răscumpăr cumva, adică dacă, Doamne ferește, se strică ceva, nu funcționează, nu am bani, chem pe cineva și spun, te rog frumos să-mi spui cât costă, nu am bani să te plătesc, dar o să te plătesc pe viitor. La fel cum sunt și oamenii pe care eu mă întâlnesc cu ei, ce sunt asexuală, cum sunt, nu am atracție sexuală, ce sunt psihopată sexual, în sensul că, da, și nu-mi doresc decât să dorm cu tine sau să socializez, te rog frumos să-mi spui dacă te deranjez. Eu vă expun lucrurile acestea. Să încep să țui la mine, să spui că caut suflet pereche. Nu caut niciun suflet pereche, frate, caut niște oameni cu cintător. Că crezi că poți să dormi fără bani? Nu știu. E o negociere, băi, frate, narcisiștii sunt ok. Se negociază. Asta înseamnă în dominare, BDSM, în dominare submisivitate, dominare și obediență. Eu am nevoie de un serviciu ca persoană, ca și slăbiciune în momentul respectiv, că am nevoie de cineva cu care eu să dorm, asta este slăbiciune. Știți? Doar atât. Dorm, știți? Dorm. Nu se dorm. Voi sunteți așa, că voi credeți că, știți? Voi nu știți să vă spuneți nici bună ziua, nici la revedere. Voi sunteți ăia care sunteți afectați. Nu noi, narcisiștii, că noi suntem capabili să vă spunem la revedere. Adio! Putem să vă blocăm, putem să ne vedem de treaba noastră, putem să mergem mai departe. Adică, nu stăm să stăm acolo să nu știu ce să vă zic, ce să vă zicem, maică, ce să vă zicem, ce să... O să mă vezi pe mine că o să alerg și o să spun că nu m-ai iubit. Da, dacă îmi spui că mă iubești și eu știu că nu mă iubești, probabil că da, vreau să-ți dau două palme. A iubi este acțiune. A iubi nu este a spune. Că noi mai spunem, de exemplu, eu mai spun la cei din jurul meu, la prietenele mele care ne ajutăm. Da? Dar în momentul în care eu nu pot să mai ajut un om, pentru că sunt într-o situație în care eu mă duc în spectrul empatic, unde eu mă încarc singură, în singurătatea mea mă încarc, știți, eu învăț, bă, eu semnalizez, deci eu semnalizez, ăla este un empatic, omul ăla îți spune, el încearcă în momentul respectiv să-ți explice, eu nu citesc gânduri, oamenii din spectrul empatic nu presupune că noi citim gânduri, că noi nu citim gânduri. Tu presupui în paranoia ta că noi am făcut nu știu ce. Noi am zis. Noi te-am vorbit de rău la nu știu cum. Deci că ăla a făcut, ăla care e prieten sau și eu, a făcut mișto de tine. Tu nici măcar nu realizezi că oamenii ca mine, narcisiști, nu au timp, frate, să stea, să te caute pe tine, să te alerge prin tot orașul. Să încerci să te motiveze, să vorbească. Nu, stătică, mai fac câteodată pacilișa și mai vorbesc cu oameni cu care nu o să mai vorbesc, că ei nu vorbesc cu mine, de ce se consideră... Au greșit. Mi-au greșit și le este rușine. Adevărul este că asta este. Asta este adevărul. Le este rușine să vorbească și atunci, da, nu se le pare rău. Părerea de rău este când îți schimbi comportamentul. Iubirea este când ai acțiune. Iubire nu este când nu ai acțiune. Adică dacă eu continui să încerc să vorbesc cu tine ca și narcisist, poate să-ți spun bună dimineața, poate să-ți trimit o melodie, poate să încerc să-ți scriu un text, ăla nu este atac. Nu este. Dacă nu ți-am trimis futuți morții mătii de jec penal, că asta este violență verbal, crușea mătii de penalitate umană, tuți morții mătii de... Ăla este violent verbal. Ăla nu este cu miliatrix cum sunt eu. Da, persoană care este plătită sau are nu. Da? Că te-ai regăsit tu în acel text? Da, asta sunteți bombardier. Nu sunteți capabili să vă ridicați cum ne ridicăm noi narcisiștii din propria noastră cenușă, din propriile noastre mizerii, din propriile noastre rahaturi.
voi nici măcar nu realizați ce putere are un narcisist să reușească să se ridice singur de unde este și să nu-ți dea în cap, ci doar să-ți pună oglinda, să-ți explice ce ai făcut, ce, că nu e bine, violent. Doar asta trebuie să înțelegi, că tu ești violent, cum ești, fizic, violent, mental. Te crezi mare recuperator. Ce faci? Ameninți. Ce ești? Tu ești ăla care amenințai. Tu erai ăla care făcea. Eu n-am amenințat nimic. Eu, din apărare, am încercat să-ți explic, să-ți dau o lecție, să-ți spun că atunci când ai o problemă, trebuie să te rezolvi singur. Să nu te aștepți că o să te salveze cineva. Asta este narcisistul. Narcisistul o întâi o să se salveze pe sine, după care o să încerce să salveze pe alții, când o să empatizeze cu tine. Când trece de la faza de narcisism către empatizare. Sunt astfel de oameni. Eu acum vin ca să vă ajut pe voi, am ieșit din sfera narcisistă. Fac acest video și să încerc să empatizez cu voi, să vă spun că sunteți violenți. Ce fac? Vă văd cum? Diferența între mine și tine este că eu când am văzut că tu eu n-am chemat poliția când am terminat ceva. Am pus oamenii respectivi, am pus niște întrebări, mi le-am scris pe hârtie pentru că sunt autistă și mă pierd în comunicarea voastră și mi-am luat o hârtie, mi-am scris niște texte, mi le-am scris singură. Și am pus niște întrebări. Întrebări la care eu v-am întrebat dacă puteți să rezolvați situațiunea pe viitor. Că așa sunt narcisiști. Că putem să facem o convenție pe viitor. Dacă există vreo siguranță că eu pot să-mi primesc bani. Pentru că eu eram mințită. Cum am aflat că eram mințită? Pentru că am aflat că în condițiile în care eu îmi fac aceeași metodă de plată cum au avut-o ei, când îmi fac aceleași situații, de fapt și de drept, ducându-mă la un expert contabil, am observat minciuna din acea situație, am observat inadvertențele, am observat faptul că anumite plăți nu se veneau, nu veneau la orele la care eram noi. Și că de fapt și de drept am aflat când se de fapt intrau banii, am aflat multitudinea de minciuni. Da. Că am fost un om care am empatizat, eram angajată și... Dar minciunile respective le-am aflat după. Adică, dar eu, spre deosebire de alții, eu n-am chemat nici organele de poliție. Am chemat o singură dată într-o situație când cineva m-a amenințat. Dar nu poliția, ci chiar să explice legile. Cineva care să explice legile. La acel om, pentru că mai avea puțin și mai ajungea pe acelișa și făcea un scandal, sperie lumea prin jur. N-are rost, sperie lumea prin jur. De ce? Pentru că o persoană violentă i-a explicat o situație total greșit. Eu aveam un conflict cu un loc de muncă comun cu băiatul acelui om. Iar eu, ca orice narcisist, m-am uitat la contractele respective, mi-am luat un avocat și am dat firma cu care am colaborat în judecată, încercând să recuperez o datorie. Acel om a considerat că este o trădare, că așa i-a fost descris de către fiusul, așa, a considerat că este o trădare și omul respectiv a încercat să-și facă dreptate, amenințându-mă, țipând la mine, urlând, făcându-mă toate alea și bineînțeles că am ridicat și eu tonul și am zis că uite că așa de că... Am explicat când ar trebui, un video pus pe undeva pe aceleșa pe canal, am dat rec, că aveam noroc că eram în fața calculatorului și am dat rec, efectiv. Rec, la conversație ca să vedeți că noi nu suntem răi. A
fost luat, i-a fost explicat. După care, după ce i s-a explicat, de ce? Pentru că acel om era, unul la mână, o persoană cu care am copilărit, doi la mână, cât de cât îmi era o rudă, trei la mână, îndepărtată, dar nu contează, trei la mână, e un om de lângă mine, și dacă avea o tulburare în momentul respectiv de violență, eu a trebuit să iau măsurile fără să trebuiască să-i se facă rău acelui om, adică acel om nu a fost nici bătut, nu a fost nici admonestat, nu a fost nici mâinile învinețite, nu a fost nici forțat. Acum e o noapte aici! Nu! I s-a explicat o noapte întreagă drepturile pe care le are, drepturile și obligațiile pe care le are de către o persoană competentă. Evident că acel om a primit și mâncare de la mine. M-am asigurat că omul respectiv are cazarea asigurată. Adică el pe mine m-a amenințat pe mine și eu până la urmă, ca și narcisistă, uite că am găsit o soluție ca și persoană, chiar dacă am fost narcisistă, apărându-mă pe mine însumi întâi, cerându-mi drepturile, am empatizat cu acel om, oferindu-i 24 de ore de cazare în respectivul loc. Treaba mea, cum am plătit și în ce condiții am plătit eu locul acelui om. Problema era că el a trebuit să înțeleagă de ce, pentru că eu nu pot să explic acelui om, unor astfel de oameni care sunt violenți din punct de vedere fizic, tu nu poți să le explici că ei sunt bărbați, mai șmecher decât. Eu am încercat să evit un conflict absolut gratuit într-un loc unde, într-un spațiu unde oamenii respectivi nu ar fi înțeles că vine unul care i-a fost futut creierul, efectiv, neștiind situația în sine. Adică cam asta este diferențele voastre. Asta se întâmplă în viața voastră. Cum sunteți? Vă transformați voi înșivă în niște monștri, țipați, urlați. Eu, de exemplu, că s-a mai întâmplat, am avut conflicte în anumite baruri. Cândva erau doi băieți, nu știu ce făceau, mă întreba, și au trecut unii pe acolo și a venit unul, a stricat, a luat o sticlă de pe o masă și a trântit-o de bar. Eu observând acest gest, pentru că eu sunt distrasă, eu observ lucrurile astea în jur. Cine mă cunoaște știe că eu, chiar dacă persoana respectivă, chiar dacă vorbește, eu aud și văd ce se întâmplă în jurul meu și reacționez. Dar într-adevăr am țipat la acel om care avea sticla în mână și vrea să se ducă și de dracu să facă la oamenii ăia, nu știu. Am țipat, am urlat efectiv de omul respectiv, pur și simplu i-a căzut ciobul ăla de mână din el. La fel sunt o grămadă de alți oameni ca mine, care ei știu cum funcționează mintea umană, știu la ce folosește o voce puternică și își folosesc în binele. Adică eu, de fapt și de drept, provocându-i acelui om violent o traumă, da, o șoc, de fapt i-am făcut un șoc, nu o traumă, i-am făcut un șoc, am ajutat în anul să rea la gâtul la cei doi. Multe povești vi le pot spune, o grămadă de alți oameni care suntem. Noi narcisiști nu suntem niște oameni răi. Asta înseamnă că suntem și buni. Suntem buni când ne empatizăm cu voi. Când trebuie să rezolvăm problemele noastre personale, apelăm la oameni care cunosc și atunci e posibil ca ignorarea respectivă, ca felul în care ne băgăm noi picioarele în tot ce aveți voi nevoie. Așa, și nu reacționam cu un vai, doamne, nu este un bun creștin. Trebuia să stai să lupți în relație, nu trebuia să stau să lupt nici într-o relație. În momentul în care am fost abuzată din punct de vedere verbal sau fizic, eu nu am de ce să stau să lupt în relația respectivă. Este absolut halucinant ca voi să susțineți că lupta asta cu un om violent este lupta lui, că nu e a mea, că nu e treaba mea. Eu mi-activez butonul narcisist și am plecat. Am închis orice discuție cu un om violent.
Nu mai spuneți că voi trebuie să-i shutdown, că trebuie să blocați un narcisist. Nu, blocați un om dacă vi se pare, din cu totul alte motive, blocați-l. Dar nu-l blocați. Eu când știam ce fac, știu ce fac, le-am rugat pe oameni să mă blocheze. Deci, pentru că o să stau să-ți explic de 15 milioane de ori că ești un nesimțit. Deci, că ai fost un abuzator. Deci, că n-ai știut să spui la revedere. Am avut o astfel de situație în care eu i-am spus, nu este ok. Dacă ne cunoșteam pe net și vorbeam prima dată prin telefon, printr-un mesaj, este super ok să te desparți printr-un mesaj. Știți? A. Dacă tu te întâlnești cu el în realitate, te desparți de acel om în realitate. Eu am avut o situație în care nu, cred că m-am despărțit de vreo 3 ori cu acel om. Nu a vrut să înțeleagă, a refuzat să înțeleagă. Omul ăla s-a transformat într-un stalker. Dar ce am făcut? Mi-au judecat lumea că de ce pusă la zid nenorocita dracu. Bun. Nu știu ce aveți voi cu oamenii care au încredere în sine, dar nu este încrederea în sine exagerat. Asta trebuie să înțelegeți, că nu este exagerată. Nu. Oamenii respectivi, treaba lor. Ei sunt niște metodele ale lor. E treaba lor. Dar nu apelează la a face rău altor oameni. Bineînțeles că, de exemplu, eram, nu știu, când într-un bar a venit un tip și mi-a zis mie, bă, că despre nu știu cine, că a făcut nu știu ce, că s-a dus la stocărit, la căcat pe băci, pe laci. Și eu mi-am dat seama că omul respectiv îl plăcea pe băiatul ăla. Și a vrut și el să zică o minciună. Eu vă văd inflexiunile vocii, vă văd fața, vă văd, știți? Zic că vă văd? Îmi spuneți o poveste. Adică eu... Știi? Nu vă cred. E treaba voastră ce mă vorbiți voi acolo. Nu mai vorbiți de alți oameni, că nu mă interesează ce gândiți voi. La fel cu și că vai de... A avut o problemă de la Enel și n-a venit. N-a venit lumina. Bă, uite, la mine eu am avut problemă cu Digi. Am avut astăzi problemă și cu Telecomul. Abi mi-au răspuns. Am așteptat un om care trebuia să vină să facă ceva la modem. Am găsit soluții. Mi-am băgat un alt modem prin jur. Nu știam nimic. Eram bătat. Două Xanax. Nicio problemă. Ce face? Nu se întâmplă nicio nenorocire. Sunt capabilă. Am pus mâna pe telefon. S-a spus, doamnă, trebuie să mă luați încet. De unde vă dau eu routerul? Numărul de router? Ce facem ăla? Unde bag parola? Știți? Că eu nu sunt dotată din punct de vedere al inteligenței de a mă descurca cu aparatură. Eu identific alte chestii. Am o altfel de inteligență. Dar, cel puțin, nu ce pe mijlocul drumului să urluși să-ți băgami așpul. Când spun băgami așpula, o spun în caz cuiva în care eu îl interpretez pe acel om, că asta sunteți. Gamea își pulă! Nu așa faceți, mă? Măcar mele coarele! Nu așa faceți, mă? Cu... Așa vă vedem. Uite, eu sunt o persoană drăguță. Eu așa te văd. Cum? Violent. Cum? Violent! Cum violent? Ce? Verbal. Asta ești. Bun. De tratate toate astea. Nu puteți? Nu vă permiteți? Poate sunt asociații, sunt numere de telefon, sunt teledoane unde puteți să apelați. Vă pot lăsa și în jos, astfel de puteți să sunați. Intrați în panică, că nu știu ce, urlați, țipați. Manipulatori. Ca asta sunteți. Unii dintre voi,
Ferească Dumnezeu să vă zic numele de familie, că în secunda următoare se activează ura voastră pe care o aveți contra rușilor. Că atâta puteți. Naționalismul vostru dus la extrem. Deci, că atâta puteți. Și ce, noi suntem vinovați? Că ce? Că nu-i omorâm pe ruși, nu? Și că mamele noastre și străbunicii și alții, nu știu ce. Ba. Și că ne plac țiganii? Păi sunt oameni. A, unii dintre noi se duc și fac copii cu ei. Ba. Și ce o să faci, mă? O să stai și o să urli după mine? Mai sunt fete care, uite, găsesc pe cineva care sunt demisexuale. Și din păcate, din toată lumea asta, așa mare și tare, a găsit un negru. Ca și suflet. Și sunt împreună. Ce faci? Țip după ea? Curva, recu-ți, plece de pola! Tu nici măcar nu realizezi în momentul respectiv că tu, de fapt, ești un rasist. Că tu, de fapt, ai o problemă cu mărimea. Tu ai o problemă cu mărimea pulii. Și tu ești un sexual. Și ce crezi, ești condus de pulă. Penisul, întreg universul. Tu ai impresia că universul unei alte femei este penisul respectiv? De ce? Pentru că tu ești un heterosexual, probabil în cel mai, sau bisexual, da? Și pe tine te conduc instinctele sexuale și de aceea tu judeci un astfel de cuplu neștiind ce se ascunde în spatele acelui cuplu, habar neavând. Că de fapt și de drept, ei stau împreună din cu totul alte motive. Toate aceste afecțiuni sunt ale voastre. Psihologii, asta trebuie să vă trateze. Afecțiunile alea, lăsați-i pe ăștia care suntem autiști, care ne descurcăm noi înșine cu jucăriile sau cu mintea noastră, că eu mă joc cu mintea și cu obiectele și cu chestii. Lăsați-ne pe noi ăștia care suntem pe sistemul de, care voi credeți că se numește promiscuitate, cu jucării și cu futut în cur și cu bătăi și cu ce ori mai fi fost. Zice că a ta putut ce capul, mă, e o convenție, știi? Dincolo de toate astea, dacă vezi că o femeie abuzează verbal un alt bărbat și bărbatul ăla stă acolo și tace, ei au o convenție. Ăla este un masochist emoțional. El asta vrea, nu mai încerca să-l scoți din relația aia, făi. Nu mai încerca să-i spui că e greșit, că e treaba lor. Ei doi, că stau, nu stau acolo de... Da? Dacă o femeie stă cu un bombardier, asta sunteți, eu doar vi le-am făcut ca să le știți, cu un bombardier căruia îi plătește treaba ei ce îi plătește, da? A, că eu n-am oprit un astfel de bombardier pentru că am observat că este un manipulator emoțional și un manipulator sexual cu lipsă, cu un handicap sociocomunicațional, e cu totul altceva, dar este handicapul lui, treaba lui, cum își rezolvă problemele sale acolo unde este. Ce-ți fac? O să vină la mine să-mi spună, fă, dar tu ești heterosexuală. Nu, fă, dobitocule, sunt heteroromantică. Sunt demiromantică cu femeile. Nu sunt demiromantică, demi, nu știu cum să vă explic eu, cu anumite femei care sunt, nu, neapărat, nu sunt demiromantică. Sunt, cu femeile sunt, hai să o luăm așa, sunt sapiosexuală, pentru că femeile respective trebuie neapărat să fie inteligente. Dacă nu sunt inteligente și nu mă conectez cu oamenii aia, sunt nu neapărat sapiosexuală, nu fac niciun sex cu el. Sunt sapioromantică, mă scuzați. Sunt sapioromantică. Mie îmi plac oamenii deștepți, știți? Chiar îmi plac oamenii deștepți. Sunt sapiosexuală pentru că mie îmi plac conexiunea cu bărbații care sunt deștepți, nu neapărat care sunt hetero, știți? Dar marea majoritatea oamenilor cu care eu comunic sunt hetero, deci sunt heteroromantic. Îi accept așa cum sunt ei. Dacă ei sunt gay sexual, dacă se identifică ca gay sexual și vor să aibă o relație de romantism cu mine, este ok.
dacă nu vor să aibă o relație de romantism cu mine, iarăși este ok. Nu este ok să îi răspunzi unui om urât? Am glumit? N-ai glumit. Dacă nu glumeai, nu făceai mișto de mine. Eu chiar vorbeam serios, chiar aveam nevoie de ajutor. Adică într-un moment în care eu chiar aveam nevoie de ajutor și tu glumești, tu ești un abuzator. În momentul în care un om își cere un ajutor, îți pune o întrebare, tu îi răspunzi cu adevărul care este atunci, ce adevăr este. Adevărul e că nu pot. Nu vreau să pot. Asta este adevărul. Nu vreau să pot. Știi? Nu vreau. Nu vreau să pot. Comunicare. Nu vreau să pot. Ce? E greu? Vreau să pot. Când m-a deranjat ceva, m-am dus la om și i-am spus. Aș dori că nu. Aha, da, ție-ți place. Nu, nu-mi place. A, mă, că-ți place. Nu, nu-mi place. A, trebuie să-ți fi făcut pirata. Nu, 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 nu era pirata. Era disperată. Și am întrebat toți bărbații din listă dacă vor să doarmă cu mine. Eu? Pur și simplu te iubesc platonic. Toți asexualii nu suntem niște psihopați emoționali. Suntem psihopați sexual. Nu deținem atracția. Noi nu avem atracție față de nimeni. Ce să fac? Da. Aș putea să te accept în anumite condiții dacă ai fi onest. Și dacă ai fi deștept. Că mi-ai citit și mie, mi-ai citit despre fizică nucleară. Probabil că aș considera că e sexy. Nu știu, aș face ceva, abar n-am ce aș face, dar aș considera că e sexy. Dacă mi-ai vorbi. Să vorbești despre mine, să mă analizezi, să-mi omori viața mea, trecutul meu, că trebuie neapărat să afli. De ce vrei să afli trecutul? Ca să ce? Ca să vezi cum mă poți manipula. E distractiv, nu? Crezi că mă interesează pe mine ce crede societatea despre mine și despre ce fac eu. Mă interesează pe mine ce crede un copil. Mă interesează pe mine ce crede... Niciodată m-a interesat. Atât de narcisistă. A fost în anumite momente încât nu știu, m-a interesat pe mine. De ce eu i-am venit la ei, la rudele mele, să le întreb de ce mănâncă, de ce vând, nu știu ce, de ce și-au ales nu știu ce meserie. Eu dacă nu m-am dus la ei, de ce sunt? M-ați înțeles? Despre asta este vorba, bă! Bă, iluminatorilor stradali! Că nu vă luminează mintea, vă luminează prostia. Voi mergeți prostia pe drum și vă luminează, știți, cu răutate și cu violență. Vă mergeți pe drum, violențele astea. Și aveți tupeu să aruncați în mine și în alții narcisiști, păi ne ridicăm. Și după aia vă arătăm lumii așa cum sunteți. Noi nu vă citim gândurile, mă, nu vă citim mintea, că nu suntem cititori de minte. Vă citim intențiile. Noi acolo am mai fost. Am văzut oameni care încercau să găsească aliați pentru a abuza o persoană pe care nu o poate înțelege. Că nivelul lui Dumnezeu! Exact așa faceți lângă noi, în miezul nopții, sau în alte situații, când nu aveți capacitatea socio-comunicațională să pricepeți că sunteți răutăcioși. Un narcisist nu o să aștepte ca tu să-i întorci binele când el a fost, când a empatizat cu tine. Un narcisist se așteaptă ca să nu primească ceva rău. Și da, când se ridică de acolo de unde este, o să-ți bată obrazul. Bă, băiatul, da. Dacă nu puteai să-mi faci bine, pe care eu ți l-am făcut, măcar nu mă ataca. Măcar nu fi violent, măcar nu presupune că eu sunt bipolară, măcar nu presupune că sunt răzbunătoare, doar pentru că tu ai o alienare
emoțională încât nu poți recunoaște un om bun în atâția oameni răi din cauza faptului că ai fost futut la cap prin religie, prin lipsa dorinței de a cunoaște un om de lângă tine și ai presupus că asta sunteți. Nu asta sunteți, mă? Nu asta credeți despre restul oamenilor când se închid în... Că voi credeți că ei fac pornografie. Vin oamenii, țip la mine să arăt pizda și țițele. Uite-te, bă, dracu, de imbecil. Cine dracu ți-a dat voie să deschizi gura? E vina mea că ești prost, nu vezi, că scrie sus, știi? Eu am peste tot scris anumite lucruri care le fac și lumea nu că insistă. Azi că o să fac un video și să vă spun ce înseamnă să nu fii. Ok. Să nu fii violent. Deci nu mai cum, nu mai faceți, bă, nu mai, bă, am ce, mama mi-a stat sufletul, nu vă dau link-uri, dar mi-a stat sufletul. Dacă îți dați câte o, o să vedeți ce vă spun eu, că e o diferență extrem de mare între ce vă explic eu acum. Un narcisist are răbdare să stea să-ți explice după ce se reface, dacă are chef, dacă vrea să empatizeze cu tine, dacă tu vrei și îi răspunzi. Că dacă nu îi răspunzi și l-ai blocat, ceea ce e foarte bine, așa, nu o să-ți mai stea să-ți explice, nu o să te caute, nu se transformă într-un stalker să te caute pe la serviciu. Pe mine m-a speriat odată cineva, a zis că arată cineva rău și m-am dus, bă, ăla, omul ăla, îi se spălase, îi se futuse creierul de către niște cunoștințe de-a lor, le spusese că am văzut-o eu. Bă, ai mai văzut cu ochii tăi? Cu ochii tăi mai văzut? Bă, tu nu realizezi că eu am 24 de ore și că eu sunt narcisistă? Și ce înseamnă narcisistă? Înseamnă că omul ăla este dedicat vieții sale. Omul ăla este în stare să se ridice singur de jos. Dacă durează 10 ani, nu stă să te alerge pe tine, că un narcisist e narcisist când se ridică în modul narcisist și sunt singura care m-aș putea ridica din momentul respectiv și lucrez pentru fericirea mea, până la timp să te alerg pe tine pe net, bă, pe stradă sau să te caut pe nu știu pe unde să fac, să-ți induc în... Bă! Ăla te păcălesc pe tine, te folosesc pe tine, deci că ești credul. Deci, că crezi în mizeria lor, că tu îi crezi că omul ăla n-avea altceva de făcut. Te uiți, băi, dar uite-te la un om. Vă nu realizați când veniți la mine și mi-arătați un om care se îngrijește, care face aia, 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 care... Da? Care arată într-un fel. Veniți și mi-i povestiți și mi-i desenați ca niște narcisiști și eu, poate că la momentul respectiv încerc, dacă i-aș iubi pe acei oameni, aș încerca și dacă aș vrea să fiu prietenă cu ei, dacă eu așa, dacă eu iubesc platonic, mă înțelegeți? Și vreau să-i apăr pentru că, așa, mă pun eu armă. Uite, mă fac asta. Pun pariu că dacă mă dau la omul ăsta sau face nu știu ce, nu face asta. Am avut o situație de genul ăsta și i-am spus a doua zi că pur și simplu nu s-a întâmplat nimic. Bă, tu înțelegi? I-a luat apărarea. Iar încă o, iar o dată, știind că omul respectiv nu este așa cum îi descriau ei, le-am spus o poveste, o minciună la omul ăla, i-am spus o minciună că a făcut, a mers, am fost până și pe unde. De fapt, omul ăla nu era așa. De ce? Pentru că el spunea că, mamă, să vezi tu cum îi le descria mie pe acel om. Omul ăla e așa un fel de Don Juan, așa îl descria. Niște jeguri penale. Niște paranoici. Așa. Mi le descria pe acel om ca fiind, mamă, uite, s-a fost și cu asta. Eu care n-am ce treabă, adică eu n-am ce treabă. Nefiind, neavând atracție sexuală, la mine nu este gelozie. Fiind prietenă, n-a fost niciodată. Vă trebuie să înțelegeți că în toate relațiile pe care eu le-am avut, fiind asexuală, nesimțind nimic, atracție, posesie, chestii de genul ăsta, eu sunt omul care nu simte pe el, nu-l doare faptul că ăla e fericit. Da, da, foarte bine. Problema este că o făcea în mod constant de vreo 3 ori pe ea. Mama, a fost specia seara, au venit astea, pacile au... Ok, bine, foarte bine, mă transform eu în armă. Nu e nicio problemă, joc teatru acilișa de 10 ori. Joc și în seara aia.
Bineînțeles că nu s-a putut, dar eu am încercat să iau apărare la acel... Ala este prietenul vostru. Adică eu i-am fost prietenă la acel om. Așa se face. Ala este prietenul, prietenul care ți ia apărarea. Au venit la mine... mi-a trimis un mesaj, te rog ajută-mă cu... Așa. S-a dat la mine. Bă, chiar atât de proastă mă credeți, bă? Și ce înseamnă să dai la o persoană? Să duci să-i pui mâna în sân. Bă, ce frumoase buze, dă-mă să te pup, mă, dă, lasă-mă să te pup. Asta înseamnă să te dai, mă, la om. Să bagi mâna în chiloți la omul ăla. Știi? Ăla este. Asta înseamnă să te dai la om. Nu că îi trimiți un mesaj, te rog, ajută-mă și pe mine. E un strigă de ajutor, ajută-mă cu ce? Că voi sunteți plecați cu capul. Cum poți, mă, să-l desenezi pe ăla ca fiind... Și indiferent ce a zice eu, că zic o minciună, că-ți spun adevărul, că-ți explic un lucru, că tu o iei pe partea aia, tu ești omul rău, că tu încerci să îl induci pe omul ăla în eroare, crezi, tu care mănânci rahat, deci tu care mănânci rahat lângă acel om și spui, mamă, și făcea și aia, și ăla s-a dus și era un stalker de nu știu care. Băi, eu vă ascult poveștile voastre, vi le ascult pentru că nu aș vrea să ajungeți acolo unde am fost eu. La momentul ăla când mai bine știți, nu ajungi la anxietate, când ești atacat din toate părțile, când toată lumea spune numai lucruri rele despre un om, despre un om să ce? Deci, de ce ai face lucrul ăsta? Ce ți-a făcut omul ăla? De ce ai vrea? Ce ți-a făcut? Nu te-a plătit? Nu ți-a dat bani? Ce ți-a făcut? Nu știu. Eu am fost atacat. Eu, da, am fost atacată. Am motivele mele. Voi nu. Și v-am demonstrat că sunteți violenți. Și v-am mai demonstrat că sunteți și niște curve. Știi? Ca să sunteți. Eu când sunt beată, vă ascult poveștile, când socializez, vi le ascult, dar eu nu vă cred. Și de ce nu vă cred? Pentru că poate pretind că cred, vă cred. Dar eu mă uit la oamenii ăia și mă uit la oamenii ăia despre care voi vorbiți. Și eu îi văd așa cum sunt ei. Și dacă am și cumva mi-am format o legătură de iubire platonică cu acei, eu mi-au plăcut oamenii respectivi, încerc să-i apăr. Dacă nu, îmi pare rău, dar am altceva mai bun de făcut. Fiind narcisistă, îmi văd de viața mea. Spun la revedere. Semnalez un gest pe care tu l-ai. Nu este ok. Ok. Cam asta am avut de zis pe tema asta, pentru că vouă este foarte greu să identificați pe astfel de oameni. Nu știu dacă v-am ajutat prin acest video. Nu știu cât de mult am încercat prin cuvintele pe care le-am, dar cam asta se întâmplă. Să ne auzim de bine că de rău toți suntem capabili și e cam tristă treaba. E tristă și e oablă rău. Că mâncați rahat peste tot. La prânz, dimineață și seară. Măcar de la transforma în bici. Să facă să pocnească. Dacă ne-l deversați la alții, nu e ok. Bun. Cam asta e tot. Dacă ați fi capabil să povestiți cum i-am povestit eu pe acei oameni, ca fiind oameni, așa cum sunt ei, era ok. Dar nu voi ați vrut să mă povestiți ca fiind un om nenorocit, o cretinătate penală, și mai continuați să mă povestiți diverse chestii despre acei oameni. În speranța că voi credeți că aceste iubiri platonice și toate minciunile astea mici pe care mi le spuneți voi, le spuneți la alții, vă ajută pe voi, nu vă ajută, poate vă ajută să vă să-i urâți pe acei oameni, nu știu, poate vă ajută pe voi să nu mai vă simțiți atrași de ei, nu știu, să nu vă mai simțiți, dar să știți că pe unii ca mine nu reușiți să le schimbați opinia, pentru că ei deja au opinie despre oamenii ăia și știu exact ce fac acei oameni.
Și că da, ca o formă de divertisment când bei un pahar, e ok. Și cum ziceam, oamenii chiar au venit, mie mi s-au rezolvat situațiile fără o tragedie imensă. Mai într-adevăr cu întârziere. Odată a căzut lumina în zona asta. Vreau să zic că ea de la Digi au venit maxim jumătate de oră, adică nu e o reclamă, nu m-a plătit nimeni. Eu vă povestesc cum fac. Că voi îl credeți sau nu, este problema voastră proprie și personală. Că voi îmi povestiți că Enel nu a făcut nu știu ce, nu știu, nu mă întrebați. Debranșați-vă de la Enel. Ce să vă zic? Că n-am cum. Găsiți o altă companie care să vă ofere și internet, și lumină, și energie, și ce mai vreți voi, la prețurile. Găsiți soluții, tătică, găsiți soluții. Nu veniți mie, că nu o să vă fac eu un video contra Inelului, nu o să vă fac eu cu video nici contra unor comportamente de nu știu ce rahat. Ai, nu să vă desenez și să vă povestesc cu mine așa cum sunteți. Bârfitori. Șmenari. Dar simpatici. Sunteți drăguți așa, voi sunteți drăguți, arătați fain. Și da, o să mai vreau să mai stau la masă cu voi și să beau cafea așa violent cum sunteți voi. Bă, crezi. Că ăștia sunteți. Alții nu mai avem. Vă doresc toate cele bune, oameni, și aveți grijă de voi pe unde mergeți, ce faceți, cum reușiți să vă adunați și încercați să nu mergeți confuzați prin lume ca să aveți impresia că acești narcisiști sau din spectru empatic sunt niște nenorociți care vă povestesc urât lumii. Ei doar au grijă de ei și când le mai rămâne timp, mare grijă și de tine, nu-ți promite nimic. Încearcă să fii acolo.